Bună seara, prieteni! Știu, așteptați dezvăluirea, nu? Despre acest bandit cu aere de comunist învechit, Igor Dodon. Da, cel care ne spunea el de valorile familiei. Și el stătea cu masăzele pe mesaje pe WhatsApp, îi trimiteau video, o antrenoare de fitness, o masăză. Ce făcea el? Cu cine își petrecea el uneori după amiezile la președinție? În cămăruța aia, în dormitorașul ăla. Dodoane, știi tu care? Ăla în spatele biroului tău. Înțelegi? Pe canapeaua aia, a? Ce zici? Cu băuturile alea fine acolo. Ca mafiotul. Așa stăteai. Cu cine te-ai dus tu? Pentru cine te-ai dus tu să vezi atunci când au fost filmările de la campania aia națională Iubesc Moldova pe care ai inițiat-o tu în speranța că mai păcălești moldovenii să te voteze președinte? Cea mai neagră pată pe istoria Republicii Moldova. Tu ai fost Igor Dodon. Cu cine ți-ai petrecut tu? Pe lângă antrenoarea de fitness și masăza, cu cine ți-ai petrecut multe zile, începând după data de 10 mai 2019. Lungă relația, Dodoane, lungă, cu mici pauze, atâta timp cât amanta ta a fost puțin plecată în străinătate, nu? Parcă în Statele Unite? Am înțeles. Dar nu prea ai grijă de ea, Dodoane. Și știi la ce mă refer? Ești cam calic. Pentru că tu ești generos doar cu banii de la bugetul statului. Dacă când e să bagi mâna în buzunarul tău, cam subțire, Dodoane. Fii mai generos că ai reclamații multe, să știi. Hai, prieten, să nu vă mai țin pe jar. Pe cine a făcut Dodon artist emerit? Și a semnat un decret în august 2020, pe 24 august. Pe cine a decorat cu acea distincție care a apărut în monitor oficial, semnată cu mânuța lui de vagabond comunist ce e? Ai semnat și ai dat distincția în numele Republicii Moldova. Bravo, băi, Dodoane! Când a fost ceremonia? Pe 11 septembrie, hai că mi-am adus aminte, 11 septembrie 2020. Și ai mai pus încă 3-4 artiști acolo ca să nu bată la ochi. Da, ai mai pus de fapt încă 2 la artiști emeriți și ai mai pus încă alți 2 la cărora l-ai decernat alte distincții. Că n-ai dat de la tine, ai dat de acolo, de la președinție, nu? Măi, Igor Dodon, recunoști sau nu? Tu care ne arătai cum se fac cozonacii de Paște, mai ții minte anul ăsta? Nu? Parcă erai cu cozonacii de Paște. Eu sper să-i faci anul viitor la penitenciarul 13. Așa cum îți doresc toți moldovenii care mă urmăresc pe Instagram, aici, pe YouTube și pe Facebook, Spovedania lui Rize. Să nu vă mai țin pe jar, prieteni, amanta lui Igor Dodon. Una din ele, să zicem, cea mai specială cu care Dodon se simte extraordinar, cel puțin așa le spune el unor apropiați. Unii dintre ei au fugit, ca Vladimir Andronache. Lui s-a confesat Dodon de calitățile incontestabile ale amantei sale. Da, cine este, da? Cine este? Da, prieten, cred că ați înțeles din micile indicii pe care vi le-am dat. Este cea care a participat și a fost criticată de voi, fanii ei, pe data de 9 mai 2019, pentru că a cântat la acele evenimente, Ziua Victoriei, nu? Pe care mulți n-o digeră aici acea zi, pentru că înseamnă niște suferință pentru poporul moldovean. Și s-a îmbrăcat chiar într-o uniformă de militar sovietic, a armatei sovietice.
Cea care, bineînțeles, s-a bucurat când l-a văzut la filmări că a venit să o salute, în mod special pentru ea a venit la acea campanie Iubesc Moldova, și cea care a primit distinția la președinție. Singura participantă femeie. A mai fost încă o persoană de gen feminin, dar era soția unui alt artist. Da, prieteni, da, stimați cetățenii Republicii Moldova, amanta lui Igor Dodon este Olia Tira. Ce zice Olia? Olga. Sau cum îți place ție, Olia, să ți se spună. Asta este realitatea, prieteni. Igor Dodon, îți merge bine după cum vede, da? Ține-o tot așa. Dar bagă mâna mai mult în buzunar, că ai reclamații multe. Te pupă penalul Rizea. Și o dragoste frumoasă în continuare, porumbeilor.